doar 2 ore de la deschidere, Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin s-a umplut de copii cu ocazia zilei de 1 iunie. De ziua lor, cei mici au fost interesați de exponatele de aici, iar încă de la primele ore ale dimineții au trecut pragul muzeului peste 400 de vizitatori. Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin au întâmpinat ziua copilului încă de pe data de 28 mai cu diferite activități culturale, educative, dar și jocuri și dans. Azi, de ziua lor, copiii de orice vârstă au fost așteptați la muzeu pentru a admira sutele de exponate aflate aici. Intrare gratuită nu au avut doar cei mici, ci și însoțitorii lor, astfel încât de la primele ore ale dimineții 400 de vizitatori au trecut pragul muzeului. Astăzi în cea mai frumoasă zi a anului, poate, de 1 iunie, ziua copilului, Muzeul Regiunii Porților de Fier și-a deschis larg porțile pentru toți copiii și însoțitorii acestora. Iată că demersul nostru a ajuns la sufletul lor, astfel că doar în primele 2 ore de când muzeul s-a deschis, ne-au pășit pragul peste 400 de vizitatori. Ne așteptăm ca și în continuare până la orele 18, așa cum funcționează muzeul de aici încolo, până la sfârșitul lui septembrie, să ne bucurăm de sufletele lor minunate, pure. Ca în fiecare lună, Muzeul Regiunii Porților de Fier a obișnuit fiecare vizitator care îi trece pragul cu câte o piesă a lunii. Cu o dublă semnificație, în iunie a fost aleasă special o ie pentru copii, atât pentru celebrarea zilei copilului, cât și pentru faptul că pe 24 iunie este ziua internațională a ei. Cămășuța de sărbătoare a fost purtată în copilărie de Doinița Chircu, actualmente manager al Muzeului Regiunii Porților de Fier. Noi am gândit ca piesa lunii să fie o ie de copil, astfel încât copiii să fie interesați și atrași de această piesă vestimentară și să o poarte cu plăcere. Ia expusă ca piesa lunii, îmi aparține, a fost ia copilăriei mele, a fost ia în care am evoluat ca și copil la programele artistice ale școlii unde învățam și pe scena teatrului. Piesa lunii iunie ne prezintă iscusință, grijă pentru frumos și bunul gust al femeilor din satul mehedințean. Țesută încă din secolul 20, cămășuța pentru fetițe a trezit astăzi curiozitatea micilor severineni pentru portul tradițional românesc.